Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mihai Coadă s-a retras din viața tumultoasă de actor, tocmai la Mănăstirea Turnu, din apropiata zona a Ploieștiului. Transformarea a fost și la nivelul fizicului, înrucât bărbatul este greu de recunoscut cu barba lungă și părul cărunt. Pe urme îi calcă și colega de breaslă Monica Fermo. Actrița era apreciată de către lume, pentru talentul și frumusețea sa inegalabilă. Dorința de curățare a sufletului a situat-o însă pe vedeta noastră tocmai în Ierusalim, unde și-a continuat viața în calitate de călugăriță. Inclusiv fostul actor pe nume Dragoș Pâslaru se află la una dintre mănăstirile României. O experiență neplăcută trăită în urmă cu 3 decenii l-a determinat pe bărbat să-și schimbe la 180 de grade obiceiurile. Viața de călugăr l-a ajutat astfel pe Dragoș Pâslaru să se vindece de șocul suferit în tinerețe, calea Domnului a fost aleasă chiar și de Mariana Buruiană. Actrița din filmul Domnișoara Cristina a luat o hotărâre surprinzătoare pentru fanii săi și s-a dus departe de haosul orașului. Deși mulți și-ar fi dorit să-i calce pe urme, Mariana Buruiană nu s-a simțit în locul potrivit. Decizia luată acum mulți ani i-a prit actriței care trăiește o viață în rugăciune. Dincolo de celebritățile noastre, în așezămintele monarhale se găsesc o mulțime de alte persoane ce au avut în trecut profesii solicitante. Stresul și responsabilitățile i-au îndemnat pe mulți angajați să se reprofileze pe drumul sfânt pentru a-și găsi liniștea sufletească. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.